Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află domnul Tiberiu Avram, invitatul permanent al emisiunii, redactor șef la Monitorul de Suceava. Continuăm. Auto utilitară de 30.000 de euro, confiscată după interceptarea unui transport ilegal de materiale lemnoase de Garda Forestiere și Jandarmeria Suceava. Între timp, am văzut la ultima oră, au mai fost confiscate încă două asemenea mașini mai mari, din câte am înțeles eu. Și da, legislația de ceva vreme este foarte clară. Toți ne gândim, e vorba de 30.000 de euro, așa cel puțin comunicat, mașini de 30.000, de 40.000 de euro. Puțin, ce așa mult o mașină de 30-40.000 de euro? Când vorbim de o mașină care transportă... Dar nu, cei care fură lei nu cred că își pun problema asta. Să gândesc că s-au falsificat acte, nu știu ce. Eu ce vreau să remarc din toată povestea asta e faptul că se fac controale și controale intense, da, și dese, și când zic intense mă refer Garda Forestieră cu jandarmeria, da? Și avertizat că... Da, controale intense mă refer că sunt vizate toate drumurile și sunt oprit toate mașinile, da. Și sunt verificate cu atenție actele. Iar legea spune foarte clar că dacă transporți material lemnos fără acte, se confiscă și mașina. Da. Chiar dacă ai un metru cub, da, de lemne. Da? Foarte bine că se fac, foarte bine că nu prea îți dă mâna, tu transporti, pentru că în cazul care ai zis mașina aceea de 30.000 de euro, a doua zi s-au efectuat măsurătorile și s-a constatat că era vorba de 17,684 metri cub lemn rotund rășinoase. Ceea ce nu e o cantitate foarte mare. 18 metri cubi aproape, da? Adică pui în balanță valoarea mașinii cu 18 metri cubi de lemn. Dar evident că cei care fură nu se gândesc așa. Cât costă mașina, cât lemn fur. Că altfel ar trebui să fură, da, grămadă de lemn să depășească valoarea mașinii, știi? Ceea ce evident că nu se poate dintr-un singur transport. Dar asta vreau să subliniez, faptul că, mai ales în perspectiva materialului care vine, a subiectului care urmează, că se fac controale și nu se fac acum de... Ăsta a fost ce ai spus tu, pe 7 martie s-a întâmplat acest eveniment, să-i spunem, utilitară care a fost interceptată și confiscată. Nici nu se fac acum săptămânal, pe 7 martie, s-a mai făcut săptămâna trecută, nu, se fac periodic de... o bună bucată de vreme. Da. Da? Pentru că există un interes, da, în stârpirea acestui fenomen. Da? Fenomen care, credem sau nu credem, județul Suceava este de mică amploare. Mă refer la furtul de lemne. Există o situație, ne-am prestat un monitorul și atunci hai să facem legătura, da, cu materialul care urmează. Exact. Da. Adevăr și fabulații, scrie Monitorul de Suceava în articolul Der Spiegel despre tăierile ilegale de pădure. Știm foarte bine despre ce e. Da, este un articol apărut în ziarul german Der Spiegel, au fost și vor mai fi articole în presa străină despre furturile de lemn din pădurile Sucevei. Noi am prezentat un amplu articol, inclusiv cu grafice, cu tabele, în care există și o situație a furturilor de masă lemnoasă din județul Suceava. Da? Și astea nu sunt cele care sunt prinse, sunt care prins, plus cei care constați în pădure că, da, s-a furat așa mai departe. Iar așa puțin plastic, cum au prezentat cei de la direcția silvică, e vorba de o căruță de lemne la 100 de hectare de pădure, cam atât să fură în județul Suceava. Da. Undeva e 0,26 metri cub sau ceva în genul ăsta. La nivelul țării suntem departe. Nu știu dacă, da, suntem în prima jumătate în privința furturilor, da, de masă lemnoasă. Dar spuneam că au fost articole și cu siguranță vor mai fi articole în presa străină despre furtul de lemn din județul Suceava. Aceste articole sunt alimentate de unii activiști din mediu, activiști, așa, cu niște ghilimele mari, da? Ai grijă. Foarte cunoscuți în spațiu public în ultima perioadă și prin niște acțiuni care de apreciat, da, care le-au făcut, da, așa, dar și prin niște ieșiri de astea, sprijiniți de niște colegi de presă care îi promovează intensiv și aberant, aș spune. Deci aberant, eu, spre exemplu, nu pot să pun bază pe ce spune un activist din mediu, care până acum ceva vreme era un hoț ordinar, cum o recunoaște el, da, dacă, da, fura, da, lemn din pădure
Și dintr-o dată, vezi, Doamne, s-a gândit el, bă, hai să trec eu în tabăra celor drepți și corecți. Da, da. Da? Uita să zic că între timp s-a înăsprit legislația și nu mai poți fura așa ușor ca înainte. Da. Acum să fie o coincidență că după ce s-a înăsprit legislația... Da, dacă știe, dacă cunoaște toate tertipurile. Bun, da. El cunoaște toate tertipurile, da. Da. Cunoște tipurile, dar vezi că legislația și s-a... Și se mai și răzbună pe anumite... Da, numai puțin. Legislația s-a năsprit și nu mai poți fura ca înainte. Că există mașina care când pleacă, da, trebuie monitorizată. Înainte era mai simplu de furat. Și atunci, coincidență sau nu, a cum s-a năsprit legislația, el a trecut în tabăra celor corecți, da, da? Da? De partea lege. A renunțat la activitatea de bază. Bun. Dar ceva experiența adunată. Experiența lui ca host de lemne, acum vorbim, da, serios, este, da, este benefică, ajută. Da. Da? Ajută pe anchetator. Numai aici este o problemă. Și care este problema? Problema este legată de bunele intenții. Ce fac acești activiști? Sau spun unii dintre activiștii de mediu. Vezi că pronunț așa mai apăsat. Da. Apăsat, da. Fac spectacol. Da. Da? Dacă într-adevăr i-a interesat strict, doar strict furtul de lemne, da? Da. Ar fi foarte bine. Dar ei fac spectacol. E adevărat că unii sunt plătiți prin ONG-urile care le-au primesc finanțare pentru, nu știu, pentru monitorizarea furtului de lemne. Absolut corect și foarte nobilă finanțarea. Dar ei, pentru a obține această finanțare, trebuie să fie cât mai vizibil, să raporteze, să aibă activități. Da? Și atunci apar cu tot felul de acțiuni de genul ăsta. În articolul prezentat în Der Spiegel se dă un exemplu concret pentru a ilustra dezastrul tăierilor ilegale din pădurile României. Exemplul este cel al lucrărilor de exploatare forestieră de pe un versant în apropierea Moldovița, din cadrul colului Silvic Vama. Deci au mers acolo, au filmat așa. Culmea, este o lucrare forestieră autorizată, cu toate actele în regulă și care a fost verificată nu doar de structurile interne de control, ci și de reprezentanța ai IGPR, ai IPJ și ai Direcției Silvice Mureș, fără a fi constate infracțiuni sau contravenții la regimul silvic. Practic a fost o lucrare de... regenerare? Rărire... Și în sensul, este un termen specific, îmi pare că nu l-am notat, luminare, asigurarea luminii. Exact. Da. Așa, pentru că așa, dacă există un brat... Că am curios și am citit există un brat așa și unul, doi așa sau trei așa, lumina trebuie să ajungă la toți, da? Da? Și atunci există niște norme silvice care trebuie să existe o anumită distanță între... Acolo au fost în păduri, s-au tăiat acei copaci. Altfel, da? Copacul a verificat, deci, și ITRSC-ul, IGPR-ul, deci vorbim de Poliția Națională. Ișe, bun, ăștia la Suceava, cum spun activiștii, ăștia toți mână-mână. Mână-mână, da, și nu. Am văzut un articol, n-am văzut la un post televiziune, iar intras un activist, da, același activist care... da. E și în povestea asta, care e foarte agitat. Intrase și asta acum recent. Și știi cum, dacă nu ești de aici, și crezi, băi, și în județul ăla. Și spunea că în județul Suceava, mașinile de hoților de lemne merg cu antemărgătorul poliției. Da? Te doare capul. Ăla spunea la televizor și nimeni nu contrazicea. Da, așa e. Da. Adică e aberant ce se întâmplă, e aberant cum oamenii ăștia pot să vorbească. Da? Ieri a fost host de lemne și s-a năspit legislația, nu mai pot fura cum furam, acum trebuie de partea dreptății. Și vorba ta, și face și morală. Plătesc și poliție celor care m-au prins de câteva ori. Fosta concurență. Da, sau bun, și fosta concurență, nu mai zic, dar... Da. Și prezint un caz. Bun, acolo e vorba acum, aici vine și a colegilor de la Der Spiegel, care nu s-au documentat, au luat de bună numai cred ce spune. Da. Este foarte ușor de indus lumea în eroare printr-o manipulare pornită în o fapt real, cum e acesta. S-au făcut el, ăsta a arătat. Da, dar s-a lipit și repede PSD-ul printr-un comunicat de presă dat de un deputat. Da. Toți hoții să răspundă, acum să iasă în față, ce și bine, cu bătaie la colegii de guvernare, liberali, da, un social-democrat. Da, probabil e social-democrat. Dar cine i-a dus pe cei care ne termină pădurile? Cine mai i-a dus? Probabil e social-democratul ăla tânăr? Tânăr, da. Nu vreau să menționăm numele. Da, se chinuie prin comunicate să-și facă publicitate. Da, se chinuie prin comunicate, vede și el câte o știre. Totuși nu înțelege. Bun, a fost o guvernare, una peste alta... pozitivă, 2000-2004 PSD.
Până la urmă, austriecii atunci au intrat în țară. Vale, n-au mai putut exploata în... Domnul deputat ăsta tânăr, da, îl are pe domnul Sorin Ciobanu, șef la direcția silvică. Da, da. Putea să pună mai pe telefon să întrebe, da, că e omul lor. Da, da, da. Să întrebe, bă, domnul Ciobanu, care e situația aici? Explicați-mi și mie că vreau să mă iau de... În București au ajuns niște vești îngrozitoare. E aceeași... Da. Aștia și polcene văd, preiau o știre și... Și în momentul când vezi că vine un să lipesc ca musca, pentru că dă bine la imagine. Și în momentul când vezi că vine un politician, mai dă oarecum greutate. Da? Nu te supăra premierul social-democrat. Da? Din 2000-2004, el a permis printr-un HG să vină austrieci să-și facă fabrici și să exploateze legal pădurile din Bucovina. Nu mai plânge. Dar de ce? Asta erai puștan atunci, erai în liceu sau la școala gimnazială. Da, ideea, da, corect, că aici de la Adrian Stasia pune, da. Da. Ideea, știi cum e? Eu mă uit, nu țin partea celor de la Eagle sau Holz Industries, sau mă rog, cum se cheamă mai nou. Da. Dar oamenii au venit să-și facă o afacere. Au cerut voie statului român. Putem face asta? Da, da, puteți. Putem exploata 1.000.000 de metri cubi pe zi? Puteți. Au trecut și granița la ucraineni până la au duci la Ucraina. Da. Putem? Da, puteți. Atunci ce vină are? Da. A, dacă nu face corect. Bun, au fost niște legislații. Lemn fost furat. Da. Dacă primești lemn furat, da, iarăși. Și au fost niște registrări în, nu la noi, au fost niște registrări la Sebeș cu, da. Și i-au băgat tot în aceeași oală. Și te mi-aduc aminte că înainte de pandemie, asta când era în decembrie, înseamnă 2020, înseamnă înainte de pandemie, nu cred că așa, da? Martie 2020. Bine, am început pandemia martie 2020? Pandemia la nivel mondial, da. 2020. Înseamnă că în decembrie 2019, stăteam de vorbă cu cineva de la EGA. Mă rog, discutam și povestea de probleme în imagine care le au și mai ales acum auziți cu scandalul ăsta, alt activist, Daniel Bodnar. Da, da, da. Fusese un scandal că blocase el o mașină cu lemn în parcare la Eger. Pentru că el constatase că mașina aia, în privința acelei mașini, există suspiciuni privind cantitatea de material lemnos. Și toată presa, inclusiv noi, a scris, Daniel Bodnar a blocat acolo, a chemat autorități, nu știu ce. Persoana de aigră îmi spune, uite, și cu scandalul ăsta, munca noastră ne-a fost confiscată de Bodnar. Cum adică munca voastră? Păi noi am blocat camionul. Că-s, cum ați blocat voi camionul? Păi da, pentru că avem suspiciuni, că nu înțeleg. Și mi-a explică. Păi noi așa facem tot timpul. Da. Eu nu înțelegeam ce faceți voi tot timpul. Verificăm. Păi bun, explică-mi ce faceți tot timpul. Păi când vine un camion cu lemn, da? Dacă vine și ne arată actele 10 metri cubi și dacă ai suspiciuni, pentru că dacă ai o format așa cu timpul, vezi că s-ar putea să nu fie 10, s-ar putea să fie 12 sau 14. Dacă avem suspiciuni, oprim actele, blocăm în parcare, el nu poate pleca fără acte, pentru că după aceea, după 10 km îi confiscă poliția și mașina, da? Blocăm actele și anunțăm poliția și GPR-ul. ISTCR-ul ăsta. Da? Păi și de câte ori face asta? Păi, nu știu, 2-3-4 ori pe săptămână. Și am zis, domnul activist, că noi atunci blocasem mașina, mașina era blocată și a venit Daniel Bodnar, a găsit-o acolo, așa? Live, și, rapid. Da, bun, acum asta e revenit la povestea asta. Și zic, păi, nu vă supărați, păi, vă meritați imaginea asta. Da. Pentru că acțiunea asta care o faceți voi, eu acum o primată de ea. Da. Nu știam. Nu știam. Și lucrez în presă de ceva vreme. Și... Bun, au dat un fel de drept la replică, nu primim. Da? Una e să spui, domnule, eu blochez, eu verific și să blochez. Dacă păi și spune, stai puțin, dar avem... Nu e suficient să spui că avem, dar stai că nu știu dacă ei sau ce Schweikofer, Holz Industrie. Păi am sunat și la ei să verific. Ei făceau la fel. Și încă mi-au zis, mi se pare că Holz Industrie în cazul ăsta, că la intrarea în, nu știu cum e acolo, n-am fost niciodată, este un spațiu unde au lemnul care este surplus, deci a venit 11 metri cub și acolo 10, un metru cub proces de bal să pun în spațiul ăla. Da? Și ei tot apelează, cer la direcția de finanțe și la celelalte instituții să vină, să facă proces de bal, să ia lemnul ăla pentru că s-a dat o cantitate foarte mare și să-l dea la școli pentru foc de lemn. Da, lemn de foc. Da?
Și a zis că, bă, așteptăm de ani de zile și noi. Și mai avem spațiu. Zic, nu vă supărați, vă meritați soarta de a fi văzuți, de a avea imagine atât de proastă. Când voi aveți niște știri, practic. Da, da, da. Și când îți spune că de 2, 3, 4 ori pe săptămână se întâmplă asta, da, să-i mort. Păi, acum ai spus tu, nu spui că noi luptăm să fim corect, nu acceptăm. Da. Nu, mă, dă, azi, am blocat o mașină pentru că. Păi exact. Două zile am blocat așa o mașină. Așa cum comunică poliția, am confiscat o mașină corect. Și lemnul, material lemnos. Așa comunicați și voi. Da. Pentru că asta arată că o faceți treabă. Da. Ei fac, vă spun, noi facem pentru mai sponsorizarea poate... de făcută de 100.000 de euro, nu știu. Da, se pare că în fiecare an au 100.000 de euro. Da, așa, da. Foarte frumos. Sunt foarte bune aceste sponsorii, dar lumea știe ce spune. Bă, ăștia câștigă sute de milioane de euro și ne iau ochii așa cu 100.000 de euro. Ei au făcut o pistă de atletism în Rădăuță, au făcut la Eudoxul Hurmuzache, da? Da. Pentru comunitate. Au donat foarte frumos din partea lor. Da, da. Dar lumea asta, 100.000 de euro pentru ăștia, ca și cum ar fi pentru noi 10 lei. Da? Câștigă sute de milioane cum și ai spus, își bat de atâtea ori, cum ai spus de atâtea ori, iată ce înseamnă o comunicare corectă, aplicată. Asta deci am sunt probleme ei, de comunicare. Ei după aceea au înțeles și au început în săptămâna următoare să dea știri, cum trimiteau la toți. Noi cel puțin am publicat, după aia a venit pandemia, n-am mai... Dar în săptămâna următoare a dat știri și am avut cam una, două pe săptămână cu mașini blocate, pentru că aveau suspiciuni privind volumul de masă lemnoasă, pentru că aveau suspiciuni privind proveniența, așa mai departe. Da? Da. Asta arată că tu faci... Verificau și GPS-ul. Da, da, da. Continuăm. Deci am plecat de la Der Spiegel, nu? Mergem mai departe. Și ajungem la primăria Suceava. Ajungem la primăria Suceava. Anunță programul de curățenie. Autovehicule parcate în zonele notificate vor fi ridicate cu ajutorul poliției locale. Se vrea o treabă gospodărească, să spunem așa. Da, foarte... Bun, acum zonă notificată, lucrurile... că face curățenie acolo. Da, da. Da, acum... E vorba de carosabil, să nu se tragă pe... Da, e vorba de carosabil. Da, să fac curățenie, și locurile trebuie... de parcare cam lipsesc, ca peste tot în țară. Da. Bun, acum știi o să cum să ei să două zile să tragi mașina undeva la... Da, urcăm pe Mărășești, da? Da. Fac curățenie pe Mărășești. Bun, dar și dacă mașina, o mașină trasă pe marginea străzii, unde se parcarea, parchează locatarii, înseamnă că o ridică. Bun, acum, pe de altă parte, avusem orarul, este un orar foarte clar stabilit. Da. Și acum spune, marți de la ora, între ora 10 și 14, face curățenie pe Mărășești. Dau un exemplu, da? Da, păi ție mașina, o duce în altă parte, marți între 10 și 14, știi? Nu, ea ar trebui să existe... Și o înțelegere a locatarilor, oamenilor, acum pentru 3-4 ore într-o zi, poți să-ți parchezi mașina. De fapt, în intervalul orar respectiv, e posibil să fii și la serviciu și ai plecat. Da, dar chiar dacă nu ești, parchează în altă parte, pentru că după aceea noi țipăm, domnule, că nu s-a făcut curățenie, s-a uitat, a lăsat mizeria acolo, știi? Da, oamenii sunt și comoz, vrem să facem, să beneficiem de toate serviciile, cum e absolut normal, da? Dar noi să nu ajutăm cu nimic, da? Da, știi cum e cu un cetățean? Mergeam în spatele lui, da? Doi cetățeni. Da. Fumau, au aruncat efect țigară apoi pe trotuar. Da. Frumos. Și am zis, asta la bancă s-a întâmplat, în stația de autobuz la bancă. Tac, aruncat țigara. Și ajungem în parcarea la magazinul Bucovina. Da. Așa. Și unul din ei. Ce, dom'le, ce mizerie pe trotuar. Uite, ce mizerie. a fost o secvență de neuitat. Da, de asta am știut. Ăștia suntem. Da. Dacă nu facem primăria curățenie... Și bănuiam că celălalt cetățean, e venit din altă parte. Dom'le, ce în orașul ăsta. Dacă nu face primăria curățenie, de ce nu au făcut? Dacă noi blocăm cu mașinile zona aia în care ar trebui să fac curățenie? Da. Mai luăm o pauză de publicitate înainte de a trece la titlurile selectate din presa națională. Doamnelor și domnilor, revenim imediat.